Crimă în raionul Dubăsari, un tânăr de 27 de ani ar fi tras dintr-o armă în două minore. Una din adolescente a decedat. Poliția a fost anunțată de medicii de la spital, precum că în noaptea de 2 martie, în jurul orei 1 și 30 de minute, un individ a adus o minoră în stare extrem de gravă, apoi a fugit din instituție medicală. La fața locului, polițiști au aflat că în ajunul tragediei, două minore, ambele de 16 ani, s-ar fi luat la ceartă cu un tânăr de 27 de ani cu care prieteneau. La un moment dat, acesta ar fi scos un pistol și a tras în direcția tinerelor. Una din ele a căzut imediat la pământ, cealaltă a fost rănită în zona picioarelor. Când și-a dat seama ce a făcut, el a urcat-o la el în mașină pe fata grav rănită și a dus-o la spital. Individul a fugit, iar fata a decedat la scurt timp în reanimare. Prietena ei este la moment internată în spital, starea ei fiind satisfăcătoare. Imediat cum au constatat cele întâmplate, forțele de ordine au anunțat bănuitul în căutare. La ora 9 și 30 de minute acesta a fost reținut pe traseul Criuleni, Chișinău. arma în care a fost comisă crima era asupra lui într-un toc special pentru purtarea pistolului. Individul a fost încătușat și dus la inspectorat. El riscă dosar penal pentru omor și vătămare gravă a integrității corporale. Locuitorii din sat relatează că minora decedată avea o relație amoroasă cu bănuitul, versiune ce urmează să fie verificată de poliție.